europene amânarea aderării țării noastre și a Bulgariei la spațiul Schengen. Scrisoarea este semnată de miniștrii de interne francezi și german, care afirmă că ar fi prematură intrarea în Schengen în martie anul viitor, în principal din cauza corupției și a situației din justiție. Despre ecourile de la Bruxelles relatează corespondentul nostru Magdalena Moreh. Scrisoarea a fost trimisă Ceciliei Malmström, comisar pentru afaceri interne Belgiei, care asigură până la 31 decembrie șefia semestrială la Uniunii, și Ungariei, care preia ștafeta la 1 ianuarie. Surse din cabinetul doamnei Malmström au confirmat primirea scrisorii, dar spun că nu pot face niciun comentariu, întrucât decizia privind aderarea conform calendarului sau o eventuală amânare este politică și va fi luată de țările membre la reuniunea miniștrilor de interne din februarie sau martie anul viitor. Rolul comisiei este unul pur tehnic, de a întocmi un raport privind nivelul de pregătire a României și Bulgariei. La capitolul pregătiri tehnice stăm bine, lucru recunoscut de altfel chiar de semnatarii scrisorii, Brice Hortefeux și Thomas de Maizière. Ei atrag însă atenția că România și Bulgaria nu pot asigura supravegherea corespunzătoare a granițelor din cauza fenomenelor de corupție și a absenței unui mediu juridic și administrativ satisfăcător. De aceea, afirmă ei, aderarea la Schengen în martie 2011 ar fi prematură. Scrisoarea în sine nu este o surpriză. În mediile diplomatice circulau de ceva vreme zvonuri privind demersul franco-german. Demers care, potrivit unor surse europene, este mai mult o chestiune de atitudine, de transmiterea unui semnal spre alte capitale, fără un efect imediat aici, la Bruxelles. Pentru Telejurnal, Magdalena Moreh. Nu vom accepta o discriminare din partea nimănui, fie ea și din partea celor mai puternice state ale Uniunii Europene, și atenționarea că un precedent de încălcare a tratatului de aderare a unui stat este un lucru care poate conduce la alte abuzuri în continuare. Iar România are dreptul să se bată pentru drepturile ei. Președintele Traian Băsescu a insistat din nou că admiterea în spațiul Schengen se face pe baza unor evaluări strict tehnice, nu a unor criterii politice. Șeful statului spune că toate rapoartele arată că România îndeplinește, din acest punct de vedere, toate condițiile pentru a intra în Schengen în martie 2011. Deși consideră că scrisoarea miniștrilor din Franța și Germania este discriminatorie, Băsescu admite că faptele constatate de oficialii europeni sunt reale. România are încă probleme cu funcționarea justiției și a instituțiilor statului. Președintele a numit din nou Consiliul Superior al Magistraturii și Parlamentul între responsabilii pentru rapoartele negative pe justiție care pun sub semnul întrebării intrarea României în spațiul Schengen. Ministerul Român de Externe își exprimă regretul față de solicitarea miniștrilor de interne francez și german de amânare a aderării țării noastre la Schengen. Într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe arată că nu există niciun temei juridic sau de oportunitate pentru asociere între aderarea la Schengen și mecanismul de cooperare și verificare din domeniul justiției și combaterii corupției. Ministrul Internelor, Traian Igaș, a declarat că România și-a îndeplinit obligațiile pentru aderarea la zona Schengen, și anume securizarea frontierelor, iar oficialii de la Bruxelles nu au mai pus alte condiții țării noastre. Politicienii români critică gestul autorităților franceze și germane. Este și o chestiune nedreaptă cu privire la România. Și acest lucru trebuie să-l spun, indiferent de putere sau opoziție. Cred că este un gest neprietenesc și care are în spate o motivație politică care excede tratatul european. Tehnic, toate condiționalitățile au fost respectate de către noi. A o lega în plus de alte mecanisme, cum e mecanismul de cooperare și verificare sau de tot ce doriți dumneavoastră, mi se pare, așa cum v-am spus, și o chestiune ilegală și discriminatorie. România a luat azi o notă proastă, cred experții anticorupție. Existau deja voci nemulțumite înainte de Franța și Germania, deci cred că acestea se vor alătura extrem de rapid acestor două țări, care sunt două dintre cele mai importante țări din Uniunea Europeană. Sunt țări mari, adică deja o scrisoare scrisă de doi miniștri în aceste țări trimise comisarului european e un semnal extrem de negativ. Aderarea ar duce la desființarea frontierelor cu Ungaria și Bulgaria și le-ar permite românii să călătorească în țările membre ale spațiului Schengen fără să le fie controlate documentele de identitate. În plus, obligă țara noastră la asigurarea securității a peste 2400 de kilometri de graniță externă a spațiului Schengen.